Ai trecut prin toate fricile, prin toate năbădăile, ok? Și în casă, la un moment dat, te despachetai, nu știai cum să ții în frâu imaginile, da, energiile și proiecțiile și... Pardon. Pardon. Puterea ta se clearuie, se vindecă. Dacă îți vine să... Așa... Așa. Bun. Și la un moment dat, da, adu-ți aminte. Am zis, nu știu ce, la vecini, nu știu ce s-au auzit, vecini. Și am zis, da, până când? Și puternic, și aici nu era echilibrată, da, energiile erau, da, dădeai drumul la energii, ele veneau și în tine și te zăpăceau. Și în zi, întâi dădea în câmpă energetică, trăznea de toți pereții și după aia venea la tine și... Hai ce mă doare, vai, cine a trimis spre mine, vai, cine a trimis, să-i trimit bumerang, să-l trăznesc, să-l trăznească, da? Mă înțeles, mă. Experiență personală, da? Eram la bucătărie și mai dădeam eu cu părerea acolo, și la vecini, și la postul meu, și la tot ce se întâmplă în jur, da, până când. Și odată, bicicleta era înaltă, la intrare acolo, și odată face... Dar puternic, zici că am pușcat, a tras cineva. Gălăgie era, blocul tot era pe picioare, adică era o liniște mortală. Că nu știi de unde, nu știi ce s-a întâmplat, nu știi să fugi, să te ascunzi sau să aștepți să vezi. Mai ales cei care în plină viteză, în plin război energetic, vizual, sărit în lumea unde chiar vedeau așa ceva, tu îți dai seama că povesteam ce să te super pe trecătorii care nu merg repede pe zebră și tu aștepți la volan și înjuri și fă-ți un din ăsta, un claxon cu un pușcător, sunet în pușcături, da? Și să vezi cum ori fuge lumea, ori se culcă la pământ. Vai, doamnă, dar ce vorbiți grozăvii de astea? Negativite. Bă. Și a bubuit și nu m-a venit să cred. Și ai grijă de energiile tale, ca și cum ai fi în povestea cineva, da. Mi-a plăcut atunci. Da, când am intrat la școala de magi, da, așa ceva de genul. Dacă nu ții energiile în frâu, ca și cum te simți la un moment dat, ca și cum ești în castelul ăla Engliterii, la nu știu ce întâlnirea de gradul nu știu care între state și ești cu pantalonii, ești fără pantaloni, s-au căzut pantaloni, știi? Ceva de genul ăsta. Să ai grijă energiei. Vindeci acum. Clear-ul. Ce vindeci clear-ul? Că am pornit despre ceva. Deja am trimis în univers. Ok. Se vindecă se clear-ul. Deja ai trimis. Magia clear-ul. Ok. Putea fi din tine proiecție și transformare și așa, și putea fi magic. Cineva trimitea, se dădea în spectacol ca mag, știa una alta, tu idei nu aveai, da? Uite cum joc, da. Acum tu înapoi în viitor, te duci acolo în energiile alea, te simți, da? Și spui, uite cum joc, de fapt, nu cum, da? Spate. Energiilor le spui, dacă mai e cineva, arde steaua fără nume, i s-a răsturnat justiția, un fel de, nu mai știe stânga-dreapta, nu știe stânga ceva și dreapta, da, la energiile care sunt încă o dată, dacă au și formă, omul nu știe cum să iasă și cum să, da, și ia în freză, ia înapoi tot ce a trimis spre tine, tot, tu ai cupele prin masca, cine e masca? În mască era o bestie și tu îi dădeai atenție și credeai că e om, săritură cuantică, fostul tău, o bestie în masca fostului tău, spațiu, foste, wow, clear-ul, vindeci.
Înapoi în viitor, nu te mai păcălește nimeni, spațiu. Pură-ți drumul, da? Desface apele. Cine ca tine? Da. Water, apă? Da. Apă. Aer. Mândrie, risky behavior. Pride and risky behavior. Da. Fire, foc. Ești acolo, acum clear-ui momentul ăla când ai început să dai cu pumnul în masă, să lămurești, să explici, să arăți, dar cine ești. Era lumea adunată pentru ceva, te-ai ridicat în picioare și ai scuipat în stânga și în dreapta. Energetic, pe bune, care cum să-și aduc aminte. Și ai dat cu, ai deschis cu piciorul ușa, ai plecat și ai venit și ai scris cerere, care cum, cine rezonează. Acolo ești și clear-ui energiile astea și trimiți în stânga și în dreapta, înapoi de unde au venit. Focus și ai să observi, ai să auzi cine trece prin așa ceva și ia înapoi între ochi, dacă are și formă, dacă nu. Da. Ai torța și aprinzi, dai foc la așa ceva. Să arde, arde, bibicule! Enlightenment, hope, manifestation. Și cum era? Nu trebuie să aștepți, nu trebuie să arăți pe cineva, nu trebuie să, da? Păi ce să faci cu cei ce noi al tău? Și atunci îți proiectezi sare în lumea unde, scenariul unde ți-ai proiectat bumerangul să vină înapoi, te gândim toate să se întâmple cum așa. Ai o lămurire, mulțumire, onoare că ai lămurit lucrurile, da? Rangul, de unde? Ai lămurit una alta în tine, da? Frecvența a urcat pentru că onoarea, una alta, ai lămurit la punct, ai pus niște lucruri. După aia, drumul.